Poate că furați de mesajul și învățămintele epistolei către romani, vom fi uitat contextul larg, dinamica și intențiile autorului. Pavel traversase Imperiul Roman în cam toate direcțiile și acum aspira să ajungă într-o zonă unde nu ajunsese, către Spania. Dar întâi trebuia să meargă la Ierusalim. Voia să ducă bisericii de acolo cu mâinile sale, ajutoarele materiale și financiare strânse de la bisericile din Asia Mică. De ce? Pentru că odinioară acele mâini ale lui loviseră și persecutaseră credincioșii din Ierusalim. Cu multă compasiune și umilință, Pavel voia ca aceleași mâini care apăsaseră și prigoniseră să poarte de grijă acum, să mângâie și să îngrijească. Această înapoiere la Ierusalim va da prilej adversarilor lui Pavel să pună mâna pe el, iar liderii religioși evrei nu vor ezita să-l aresteze, el rămânând multă vreme în temniță. De aceea Pavel a cerut credincioșilor din Roma să mijlocească pentru el. Vă rog, rugați-vă și pentru mine, ca să fiu izbăvit de vrăjmașii mei. Și rugați-vă ca biserica din Ierusalim să primească bine acest dar de dragoste din partea bisericilor dintre neamuri. Ambele rugăciuni ale apostolului Pavel au fost ascultate, chiar dacă poate nu chiar așa cum s-ar fi așteptat. Pentru a afla și a înțelege bine ce și cum, citiți Faptele Apostolilor, capitolele 27 și 28. Dar, în ciuda lanțurilor și temniței, în pofida furtunilor și naufragiului, Pavel a experimentat pe parcursul călătoriei sale la Roma ajutorul și părtășia Dumnezeului păcii, pe care îl pomenește în ultimul verset 33 al capitolului 15, un alt nume pentru Dumnezeu alături de Dumnezeul răbdării, pomenit în versetul 13. Fie ca fiecare dintre cei ce ascultă acum să experimenteze această pace în orice moment și aspect al vieții sale, pe măsură ce înaintează pe calea credinței alături de Domnul Iisus Hristos în puterea Duhului Sfânt și în timp ce continuă să-L roage pe Dumnezeu să le întărească și răbdarea, și nădejdea, și credința, și dragostea. În capitolul 16, ultimul al scrisorii către romani, vom observa din text și context că Evanghelia începe să străbată drumurile Imperiului Roman din primul secol creștin de parcă ar fi avut încălțări de piele. În toate acele cetăți și orașe păgâne păcătoase, mărturia lui Iisus Hristos străbătea curajoasă și neobosită drumurile și așezările, lăsând în urma sa multă bucurie și nădejde în inimile multora dintre ascultători. Cum am mai spus și cred că ați remarcat și singuri, apostolul Pavel părăsise piscurile doctrinei și coborâse și rămâne, pentru partea practică, la nivelul solului, pe chiar pavajele Romei. În capitolul final facem cunoștință cu unii dintre prietenii și apropiații apostolului care locuiau în capitala Imperiului. Oamenii aceștia ce își duceau zilele într-o cultură complet înstrăinată față de Dumnezeu, descoperiseră adevărul Evangheliei și țineau sus cuvântul vieții, proclamând numele lui Iisus Hristos printre cei care îi înconjurau. Erau între acești prieteni ai lui Pavel și oameni săraci, dar și înstăriți, și iudei și greci, slujbași hăruiți și muncitori loiali, sclavi și oameni liberi, din orașe sau din suburbii sau chiar din sate, locuind în bordeie, ferme sau chiar conace și palate. Vom face cunoștință cu unii dintre ei data viitoare privind în ultimul capitol al epistolei.